Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că suntem împreună pentru a spune alegătorilor noștri ceea ce am făcut în ultimele două săptămâni. Și așa cum v-am obișnuit, am să încerc, după ce vă voi prezenta activitățile, să răspund și întrebărilor dumneavoastră. Pe 27 septembrie dimineața în Parlamentul României am susținut o declarație politică care din ciclul Redeșteptarea Poporului Român avea ca subiect central dictatul de la Viena și vorbeam acolo despre Oarba de Mureș, loc în care armata română a pierdut cei mai mulți oamenii într-o bătălie, vorba despre 11.000 de militari români care au luptat și s-au jertfit pentru dezrobirea Ardealului. Astăzi, pentru dumneavoastră, dragii mei, trebuie să vă spun că în 2010, pe vremea când comandam Armata Transilvană, care atunci se chema Divizia 4 Gemina, de ziua eroilor, împreună cu comandamentul, cu fanfara și cu un batalion de militari, m-am deplasat la Muntele Rece. La Muntele Rece era și hramul mănăstirii, ocazie cu care i-am comemorat pe cei care au căzut acolo. De ce? Fiindcă în momentul când am luat comanda acelei structuri, am zis, ziua eroilor se va comemora de fiecare dată în locurile unde ai noștri au căzut. Și în acel loc a căzut un batalion care s-a ridicat și a tras pentru ca Ardealul de Nord să nu fie înrobit prin odiosul dictat de la Viena. După terminarea acelei activități care a fost deosebită și pe această cale îi salut pe toți cei care au participat la ea, fiindcă era un efort să te deplasezi într-o zonă greu accesibilă. Deci după acea activitate, ordinul meu a fost ca următoarea să fie la Oarba de Mureș. Nu s-a putut întâmpla, deoarece colegii mei, după cum bine știți, a trebuit să iau comanda diviziei 2 Infanterie Getica la Buzău, comandă care m-a onorat și în care am făcut lucruri de care v-am mai spus și poate vă voi mai spune. Totuși, pentru colegii mei trebuie să anunț, și asta o fac cu mare bucurie și cu mare mândrie, faptul că, discut de colegii de liceu militar, comandantul nostru, distinsul general Hristache Ștefănescu, care în anii 70 era printre puținii doctori în matematici în România și care nouă ne-a insuflat respectul față de carte și să avem grijă de valorile care înseamnă demnitate și în care caracterul primează, dragii mei, să știți că distinsul general a fost printre cei care au luptat la Oarba de Mureș și prin această declarație mi-am făcut o datorie de onoare și de primul mare comandant al nostru. Pe 4 octombrie în Parlamentul României, dacă cei care urmăriți activitatea parlamentară sunt convins că știți, pe ordinea de zi a fost introdusă, ca de obicei, pe repede înainte, și cea de-a treia lege care vizează justiția, și anume proiectul de lege privind statutul judecătorilor și procurorilor. Deși termenul era până pe 27 octombrie, nu s-a vrut sub nicio formă ca el să fie reîntors la comisie, având în vedere numărul foarte mare de amendamente.
80 dintre deputați am votat împotrivă ca această lege să intre în vigoare, având în vedere că prin ea, încă o dată, se confințește faptul că această meserie deosebit de importantă pentru bunul trai al vieții în cetate este singura din țară care nu răspunde pentru greșelile pe care judecătorii și procurorii le vor comite. Dragii mei, dacă nu vom avea o justiție care să răspundă valorilor acestui popor, acest popor se va duce. Pe 6 octombrie, ieri, la București, la hotelul cunoscut de toată lumea ca fiind Intercontinental, domnul Gianul, care este președintele IMM-urilor românești, această organizație de prestigiu care ajută guverne și vine cu soluții pentru ca cei care produc cea mai mare parte din produsul intern brut al României să-și regăsească locul, așa cum ne-a obișnuit în fiecare an, a scos Carta Albă a IMM-urilor din România. Eu aș zice a IMM-urilor românești. Această lucrare deosebită pe care sunt onorat să vă prezint dumneavoastră, la al 20-lea număr, deci de 20 de ani, acești oameni scot acest instrument științific care este de o deosebită valoare atât pentru investitorii români, pentru consumatorii români, deci pentru cetățenii români în general, cât și pentru documentarea și intrarea pe piață a celor care doresc și care vreau să investească în România. Cu durere de rău, dacă veți răsfoi această lucrare științifică, veți putea trage anumite concluzii, concluzii care, fiind demonstrate aici, de oameni cu înaltă pregătire, ne dau de fapt și oglinda societății românești. Astfel, veți constata că peste jumătate din întreprinderile românești sunt oameni care la conducerea acestor firme sunt peste 50 de ani. Dar este îmbucurător faptul că modelul de patron a unui astfel de întreprinderi este un bărbat de peste 50 de ani, căsătorit. Nu te joci cu știința. Căsătorit. Căsătorit în România înseamnă între un bărbat și o femeie, fiindcă el are și copii. Necazul care este? Noi avem, se pare, marea majoritate a afacerilor ca fiind afaceri de familie. Este un lucru bun. Numai că noi trebuie să învățăm să ne asociem. Și să știți că Buzău este unul din județele care sunt pionieri. Și în conferința de presă de săptămâna viitoare, pentru toți telespectatorii noștri, vom informa în legătură cu aceste lucruri. Această lucrare care este sub îndrumarea profesorului universitar doctor emerit Ovidiu Nicolescu, scoate în evidență anumite concluzii legate de modul în care trebuie să funcționeze astfel de entități economice, cum se formează, cum își desfășoară activitatea și cum contribuie la bunăstarea poporului român. Spun aceste lucruri în general fiindcă ea trebuie studiată, dar trebuie să fac următoarea remarcă. Inovația este un element principal într-o afacere, într-un domeniu economic.
Din păcate, numai una din cinci firme investesc pentru acest lucru. Vedeți, dumneavoastră, fără știință, fără educație, nu vom putea merge înainte. Și, din păcate, va trebui să lucrăm foarte mult în a avea patroni educați. De aceea, politicul și cei care sunt delegați din zona politică către zona administrativă trebuie să înțeleagă că de urgență trebuie întreprinse programe prin care românii care muncesc și trăiesc în afara granițelor țării să se întoarcă pe teritoriul național pentru a pune umărul și a face ca România să treacă prin necazurile prin care de altfel trece întreaga omenire la acest moment și să găsim soluții care într-adevăr să ne așeze în locul pe care noi îl merităm. Din păcate, fiind la această manifestație la care promisesem în primă fază, nu am putut participa la una foarte importantă care a fost ținută la Academia Română. Fiindcă a venit vorba despre Academia Română, dragii mei, trebuie să vă amintesc un lucru important la care țin și la care domniile voastre va trebui să fiți foarte atenți în viitor. Tot ce are cuvântul român, română, se pare că nu reprezintă o valoare deosebită pentru unii. Astfel, națiunea noastră se bizuie pe trei elemente. Academia Română, Biserica Ortodoxă Română, care face liantul între Academie și Armata Română. Prima entitate care a fost atacată, și este normal să fie așa, a fost Armata Română. Dumneavoastră, cei din media, ați contribuit, voit sau nevoit, la introducerea acestei sintagme care îndepărtează instituția de la valoarea ei inițială când a fost constituită prin decret semnat de Alexandru Ioan Cuza. Revenind la activitatea de la Academia Română și de ce amintesc de ea în această conferință de presă, fiindcă Buzău a avut un loc de cinste. El la Academia Română a fost lansat primul volum din istoria Bibliotecii Academiei Române, în care este prezentată perioada 1867-1885. Așa arată coperta. Când voi ajunge la București, voi avea și volumul în față. De ce zic că Buzău a ocupat loc de cinste? Și să știți că a fost reprezentat de urmașul celui care face cinste și a făcut ca numele Buzăului să fie pomenit ieri în cel mai înalt foș științific al Academiei, foș științific al României, Academia Română. Este vorba despre episcopul Dionisie Romano, cărturar și patriot, care la vremea sa a fost unul dintre fondatorii acestui prestigios element al Academiei Române. Este vorba despre Biblioteca Academiei Române. În ziarul Lucia Rosetti, românul, avându-l ca responsabil de număr pe Eugeniu Carada. Eugeniu Carada este cel care a devenit primul guvernator
al Băncii Naționale a României. Acesta, în ziarul Românul, din ediția din 9 august 1867, relatează ședința Societății Academice Române, unde Preasfântul de Buzău, citez, își amintește că domnul Laurian în discursul său a zis că biblioteca lui Constantin Cornescu Oltenicianu, care conținea monumente remarcabile pentru limba și literatura română, s-a pierdut. Nu s-a pierdut, domnilor, zice sfinția sa, ea este la mine și sunt fericit de a o pune la dispoziția societății literare. Se poate spune, zice autorul mai departe, că intervenția salutară a episcopului de Buzău reprezintă simbolic actul de naștere al bibliotecii societății academice române, sămânța roditoare din care a crescut impozanta bibliotecă a Academiei Române de azi. După cum vedeți, Buzău are personalități și va juca pe dumneavoastră toți cei din presă să faceți eforturi pentru ca ele să fie cunoscute lumii. Știu că sunt publicații de cultură în Buzău. Știu că în fața mea se găsesc oameni care chiar lucrează la treaba aceasta, pro bono muncesc, pun suflet și scot în evidență acest lucru. Dragii mei, Academia Română, după știința mea, are 3 filiale. Una la Cluj, una la Iași și una la Timișoara. Având în vedere că pe teritoriul Buzăului se găsesc cercetători de prestigiu, nu-i numesc aici, oameni de înaltă cultură, atât spirituală cât și materială, oameni care fac cinste României în foarte multe domenii de activitate, o să cer o audiență la înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Ciprian. Domnia sa a fost prezent și a reprezentat pe înaintașul său la această prestigioasă manifestație, cât și pe inimosul primar al Buzăului, pe care unii îl atacă, alții îl stimează, este normal. Să găsim o soluție pentru ca Buzău, într-adevăr, să aibă o filială a Academiei Române și care să poarte numele înaltului episcop Dionisie Romano, cel care este recunoscut ca un mare cărturar, dar și ca un mare patriot. Dragii mei, înainte de conferința de presă, sau mai bine zis, la prima oră, fiindcă eu vin dintr-o meserie în care cu auzul stau mai rău, la mine e cu văzut. M-am deplasat la Poșta Câlnău. La Poșta Câlnău am fost invitat, după cum bine știți, timp de 10 zile acolo, printr-o inițiativă locală, este sărbătoarea Dovleacului. Manifestație care, având un caracter privat, deoarece fermierul care a inițiat și a pus suflet în această organizare, a reușit să pună localitatea pe hartă și Ionuț Horhogea,
care este fermier și care este întreprinzător în zonă, a reușit să facă împreună cu comunitatea din Poșta Cârnău ca această manifestație să devină cunoscută în țară, având în vedere că ea este la cea de-a șasea ediție. Ce m-a surprins neplăcut? Am trecut de atâtea ori prin localitate. La numărul de kilometri care sunt în această localitate pe drumul de interes național care leagă întreaga Moldova, există numai două treceri de pietoni. Nu există nicio pasarelă pietonală. Poate cu această ocazie, autoritățile locale și având în vedere că domnul președinte al Consiliului Județean este unul dintre cei care lucrează în administrație și față de care eu am un mare respect, să se aplece asupra acestui lucru pentru a ajuta comunitatea locală să se dezvolte. Această manifestație a făcut ca un târg preponderent agrar să scoată în evidență Poșta Cârnău și nu numai aceasta, ci și întregul Buzău, deoarece foarte mulți dintre edilii noștri fac eforturi pentru a face astfel de manifestații și Buzăul este recunoscut pentru acest lucru, ceea ce înseamnă că vom avea un viitor în a ne face cunoscute valorile, în a ne face cunoscute munca și realizările pe care fiecare dintre buzoieni pot să le facă, având în vedere că, așa cum spuneam, Buzăul reprezintă unul din ținuturile binecuvântate de Dumnezeu din această grădină a Maicii Domnului. Dragii mei, urmează vremuri interesante. Eu atâta vă spun că săptămâna care vine la Buzău, Partidul Alternativa Dreaptă, care așa după cum bine știți, are ca valori credința, familia, națiunea, educația, proprietatea, libertatea și nu în ultimul rând caracterul, prin reprezentanții săi la nivel național, se vor aduna pentru o conferință națională în vederea organizării unor evenimente deosebite în viața partidului. Mă refer aici la organizarea unei activități internaționale la nivel european cu conservatorii europeni și pregătirea congresului partidului, având în vedere că va trebui să găsim variante pentru ca valorile conservatoare, liberale, care guvernează acest partid, să fie puse în fața dumneavoastră ca ofertă electorală, dar în primul rând ca program de țară. De aceea, presa buzoiană va fi informată în scris de la Cabinetul Parlamentar locul și ora când săptămâna viitoare conferința de presă pe care o susțin în fața dumneavoastră va fi îmbogățită și de faptul că lângă mine voi avea pe toți liderii acestui partid. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă rog să-mi puneți întrebări dacă le aveți. Am eu o întrebare. Domnule deputat, duminică se anunță un protest și un marș al unor activiști civici, dar și a celor de la AUR, partidul în care ați făcut parte, și mă gândeam să vă întreb dacă vreți să participați sau dacă doriți. La ceea ce spuneți dumneavoastră, eu sunt trimis în Parlament pentru a mă lupta în Parlament. Deci eu sunt angajatul buzoienilor pentru a-i reprezenta în Parlament. Fermitatea mea este acolo. Nu pe stradă. Pe stradă trebuie să meargă oamenii care sunt nemulțumiți. Eu ca parlamentar trebuie să reprezint nemulțumirea lor în Parlament, pentru că altfel țara se va duce de râpă.
După cum observați, în zilele trecute au fost manifestații, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare, sau mai bine zis, au fost manifestări a colegilor noștri parlamentari europeni care se zbat ca România să intre în spațiul Schengen. Dragii mei, România trebuia să fie de mult în spațiul Schengen. Fiindcă orice declarație care se face, acum vedeți că așa zici europeni ne taxează și fără jenă ne spun ceea ce gândesc despre noi. Pe mine mă doare altceva. Ca șeful unuia dintre cei care s-au manifestat de la înalta tribună a Parlamentului Europei să-i spună că l-am luat puțin valul, mi se pare cam prea mult. Bine era ca șeful lui să-i cheme pe toți și să le dea sarcini. Vedeți, noastră, România n-are obiectiv de țară. Noi nu știm unde ne ducem. Și când n-ai obiectiv de țară, nu poți să faci educație. Când n-ai obiectiv de țară, scoți oamenii în stradă și toți se întreabă, bă, pentru ce ne-au scos ăștia în stradă? Și la televizor ni se vinde cum este atacată Biserica Ortodoxă Română, cum este atacată orice valoare în țara asta care pune întrebări și care zice lucruri. Și legat de acest fapt, i-a jucat pe colegii mei, purtători de uniformă militară, să lase analiștii militari cu ghilimele de rigoare de la toate televiziunile să vorbească în această perioadă. Ajunge că unul face armata română de râs. Vă mulțumesc!